Jocul a fost pregătit în cele mai mici amănunte, însă când am ajuns acolo, o mică bază sportivă, știu eu, nu știu, mai repede pentru Liga a patra, nu pentru Liga a treia, omologată, însă am fost primiți cu destulă ostilitate, nu ne-au amenințat că ne vor da o ducină de goluri. Că... Amenințată cu retrogradarea care planează asupra sa, FC Popovuți a luat foc în duelul cu FCM Târgoviște din etapa a 5-a. Și dacă târgoviștenii se așteptau ca toată energia formației gazdă să fie canalizată pentru jocul din teren, au avut parte de o surpriză neplăcută, având în vedere că adversarul a pus accent doar pe o atitudine ostilă. Jocul a fost condus în totalitate de băieții lui Becheanu, care au câștigat cu 2-0, în ciuda problemelor întâmpinate. S-au jucat mult la intimidare. Când aveam contact cu jucătorii, trebuia să sari din sus, să lași eventual mingea ca să nu ți rupă picioarele. Până la urmă au ieșit câțiva accidentați la noi, am făcut schimbările necesare, Mihail a fost lovit, Neagu. Un moment tensionat care demonstrează că fotbalul românesc mai are de învățat. Cei 7 ani de acasă s-a consumat în minutul 40, când Cernea a bifat primul gol al partidei pentru FCM Târgoviște, reușite ce nu a fost pe placul gazdelor, care au protestat vehement. În acel moment, unul din sponsorii echipei gazdă s-a adresat cuvinte jurioase la adresa arbitrilor, fapt pentru care a fost eliminat din teren. Nu știu dacă era sau nu era pe foaie, dacă avea sau nu avea dreptul să stea pe bancă, pe banca tehnică. Cert este că la pauză s-a dus peste arbitri în cabină, i-a amenințat cu că nu vor mai pleca nebătuți și așa mai departe. Gest urât făcut din partea acelui sponsor al echipei gazdă. Spre cinstea lor, arbitrii n-au cedat. Nici arbitrajul format din Peșionela Alina, Radu Dragoș și Constantin Laurențu nu au scăpat prea ușor de nervii gazdelor, însă au reușit să țină ștacheta ridicată, ținând cont doar de regulile schițate în regulament. La centru a fost un arbitru, o fată din Craiova, Peșu. N-am decât cuvinte de laudă față de arbitrii, pentru că au avut curaj să ia măsurile regulamentare.